Am revenit în direct la News Magazine. Noi imagini filmate de o dronă militară americană arată petrolierul sub pavilion grec sunionar, zând în Marea Roșie după un atac al rebelilor Huti din Yemen. Salvatorii au abandonat un efort inițial la începutul acestei săptămâni de a remorca petrolierul în flăcări. Astfel, nava rămâne blocată din 26 august, iar un milion de barili de petrol riscă să ajungă în mare. Țările occidentale și ONU au avertizat că orice deversare de de petrol de pe această navă ar putea devastare cifrele de corali și fauna din Marea Roșie. Departamentul de Stat al Statelor Unite a avertizat că o deversare ar putea fi de patru ori mai mare decât dezastrul Exxon Valdez din 1989. Nu este prima dată când rebelii hutii folosesc amenințarea unei deversări de petrol în avantajul lor.